Consumul unor cantități mari de lichide, tulburări de vedere, oboseală sau scăderea în greutate sunt doar câteva dintre semnele diabetului zaharat care, potrivit medicilor, ar trebui să ne determine să ne prezentăm de urgență la medicul specialist. Prezentă în studioul Sălăjanul TV la emisiunea Ora de Sănătate, doctorul Daniela Zaharia ne-a explicat că simptomele tipice ale diabetului sunt cu atât mai intense cu cât glicemia este mai mare. În cazul în care glicemia nu este foarte crescută, cel mai adesea simptomele lipsesc cu desăvârșire. Deci pentru cei care, persoane tinere care dezvoltă un diabet zaharat tip 1, apare în perioadă relativ scurtă, vorbim de 2-3 săptămâni, maxim o lună, poliuria, polidipsia. Altfel spus, ca să înțeleagă toată lumea. Da, asta vrem să le ca explicăm, să explicăm pe înțeles oamenii de acasă. Deci omul începe să bea mai multă apă, să urineze mai mult, începând cu noaptea, după aceea inclusiv ziua, apare o senzație de foame accentuată, care te face să mănânci mai mult, dar de fapt, vezi paradoxul de la cântar, mănânc mai mult, dar eu slăbesc, ce se întâmplă, mi-e foame, mă roade stomacul, ceva nu e în regulă, o stare de oboseală cronică, mă trezesc mai obosit dimineața decât mă culc seara, asta și din cauza frecventelor treziri din cursul nopții, da, dacă cu mersul la baie. Sau... Da. Și această simptomatologie până la urmă te duce la un medic, indiferent care o fi ăla și care te îndrumă. Potrivit medicului, în prezent la nivelul județului Sălaj sunt înregistrați circa 15.000 de bolnavi de diabet, însă, din păcate, numărul lor crește alarmant.